18 iunie 2024 am venit la o familie pe care nu prea o deschid eu de obicei. Știu că n-are treabă nici cu roitul. Și ce este interesant de menționat la o astfel de familie, ia să vedeți, propolisul, da? Am văzut că a început din nou problema, apare puietul văros în stupini. Mulți zic că nu-i vina apicultorului. Am să vă zic de ce este vina apicultorului când apare puietul văros. În primul rând, este vorba de selecția reginelor. În stupină, în momentul în care apare puietul văros, să zicem că ai 10 colonii cu puiet văros și 30 nu. Urmărești, pui, faci regine, schimbi reginele de la puietul văros, după care notezi de unde ai luat regine, ce fel de regine ai băgat și dacă a dispărut puietul văros anul următor. Pentru acest lucru este necesar 3 ani de zile. Deci 3 ani de zile este necesar să identifici o regină care poate să lupte cu puietul văros. Acum, într-un stup, de exemplu, dacă la această dată nu există propolis, indiferent pe unde te afli, oricât de slab ar fi zona, albina găsește propolis și pe frunze, și pe ramuri plantelor, ramurele plantelor, pe tulpina plantelor, ea găsește acest propolis și îl va aduna pentru a izola stupul pentru curenți sau îl mai izolează și îl mai folosește propolisul la finisarea celulelor în momentul în care curăță celulele, o să folosească la rotunjirea celulelor, fiindcă celulele de albină unde depune ouă, matca, ele sunt pregătite și ușor rotunjite. Nu știu câți ați tras seama. Acest stup l-am deschis doar să văd care e situația lui. Deci, ce vreau eu să zic? O celulă, după ce e căpăcită, e hexagonală și înainte de a depune ou, ea este rotunjită până e larva. Hexagon devine în ultimul stadiu când e căpăcit și se bombează ușor. După aceea devine din nou hexagon. Deci așa arată o celulă. Nu știu cât s-a tras seama la acest lucru. Această colonie nu trebuie să o deranjez absolut deloc. Totul este în regulă, dar am vrut să precizez prezența propolisului. În momentul în care lipsește propolisul dintr-o colonie, poți să-ți pui niște semne de întrebare. Să vezi care e problema. În anii trecuți am avut acel puiet văros și am tras seama că dacă e foarte bolnavă colonia, în primul rând nu are nici trântori, renunță la trântori și propolisul lipsește în totalitate. Iată o colonie pregătită pentru iernat. Aici doar vin și îi pun, să zic așa, o să-i pun doar, ce să-i pun? Ia ghiciți, îi pun tratamentul cu formic. De aceea sunt aceste hrănitoare. Eu îi las totul în structura în care el este. E o colonie care anul acesta nu mi-a dat bătaie de cap. În pat 8 este undeva pe 16 rame.
îl las în pace, are spațiu, adică are refugiu și i-a mers bine, fiind pe două corpuri, n-a fost nevoie să mai extind. Și acum, dacă îi mai dau grame, consider că s-a cam terminat, adică nu se mai extinde. Nu-i roi, e familie. Las așa. Foarte frumos. Îi aduc formicul. Doar pentru acest lucru l-am deschis. Pentru a-i da formicul. Deci de menționat la puietul Văros. În 3 ani de zile, asta am ajuns la concluzia, reginele au o sensibilitate la această ciupercă, chiar dacă este o boală de factori, să știți că există în fiecare stup, deci nu există stup fără puiet Văros, dar contează foarte mult cât de sensibilă este albina la această ciupercă. Tot degradând albina de la an la an, fără să urmărești sănătatea albinei, s-ar putea să ai mari probleme. Acum mai există această problemă să fii începător, să ai vreo 5 colonii și să ai ghinionul să achiziționezi de la un stupar care el știe care colonii ar fi mai sensibile și au avut puiet Văros și să ți le dea ca să scape de ele, fiindcă se practică și fiind începător o să fii acuzat că ai făcut aia, ai făcut aia, exact cum a fost acuzat și Costin, că din cauza că a făcut eroiul nu știu cum în 2-3 rame a fost de vină lui cum a făcut roi. Nu este vina lui, vina lui este pe altă parte că nu-și selecționează bine reginele. El achiziționează regine, e greu. E greu și pentru un crescător să facă... Dar și vina crescătorilor este că nu se duc pe partea asta. Iată, această problemă este de 3 ani de zile. Problema este de 3 ani de zile și nu iau măsuri pentru a căuta regine care să le testeze și să vadă care sunt rezistente la puiet Văros. Am două astfel de regine. Sunt în al treilea an, iar abia următorul an voi înmulți din ele să fac măcar 10 colonii care sunt expert pentru puiet Văros. Adică ei acea regină o pui într-o colonie cu această boală și după ce se curăță tot stupul, stupul nu mai are probleme cu boala respectivă, dar eu nu vin de regine, din păcate. Dar crescătorii mari de regine ar trebui să se ocupe de acest aspect. Secum și formicul are 16 rame, în mod normal 5-6 ml de formic îi ajunge. Îi pun acest formic și revin peste 10-12 zile. Sunt colonii care nu ai treabă cu ele. Ok. Instinctul de roire scăzut. N-ai treabă. Nici colonia nu este foarte mare. Sunt altele mult mai mari. Îl acoperim și cam asta este. Eu cred că în legătură cu puietul Văros s-a înțeles. Tratamentele acestea de pe piață ameliorează treaba, dar nu o să te scape de puiet Văros. Cei care confirmă că da, au dat și au scăpat, îmi pare rău, timp să nu-i cred, o să reapară.
ai nevoie de regine care nu sunt sensibile la această ciupercă. Cum am zis, este o boală de factor. Fiecare decide pentru el cum își organizează supina asta, dacă vrei să o ai. Dacă joci la loterie și cumperi regine de acolo, de acolo, de acolo, fără să știi nimic despre ele, ai fripto. Dar nu dintr-o dată. Poți să ai noroc. E pur ghinion. Acest lucru, să te trezești cu puietvăros, e și ghinion, mai ales când cumperi. Când cumperi regina, e o loterie. Bun. Eu aș prefera să cumpăr roiuri, nu regina. Cam atâta. Sper că v-a plăcut, s-a înțeles câte ceva. Cam asta este cu puietul văros. Bun, până data viitoare, numai bine!